Primăria Suceava și Fundația Fir Foten au demarat luni acțiune de sterilizare a câinilor comunitari, dar și a câinilor a căror stăpâni vor ca aceștia să fie sterili. Într-o intervenție telefonică avută luni dimineață la Radio Top, primarul Ion Lungu a spus că speră ca în timpul acțiunii, care va dura 3 săptămâni, să fie sterilizați aproximativ 1000 de câini fără stăpân. El a subliniat din nou că singura soluție pentru ca Suceava să fie un oraș cu mai puțin câini fără stăpân este ca aceștia să fie sterilizați. La rândul său, viceprimarul Lucian Harșovski a declarat că oamenii care vor să-și ducă patrupedele la sterilizat pot apela numărul de telefon 0732 660 108 zilnic între orele 9-17. El a mai spus că operațiunea de sterilizare se derulează în zona firmei Termica pentru că este mai aproape de adăpostul pentru câini comunitari din munca Sucevei. De luni au început să fie strânse ornamentele de sărbători de pe raza Sucevei. De asemenea, va fi demontat și bradul din centrul orașului. Primarul Ion Lungu a declarat că ornamentele sunt date jos de-abia acum, pentru că se aștepta să treacă și Crăciunul pe stil vechi.